Tatiana Stepa este numele doamnei folcului românesc. A venit pe lume la 21 aprilie 1963 în Lupeni și pe vremea când era eleva Liceului de Arhitectură București, a început să îndrăgească muzica folk. Așa a renunțat la vioară, instrumentul studiat 8 ani, pentru a-și face din chitară prietenul fidel cu care să aducă fericirea pe chipul celor care o ascultau. Interpretă și compozitoare, Tatiana Stepa a creat și cântat melodii pe versuri ale unor poeți precum Federico Garcia Lorca, Esenin, Adrian Păunescu, Lucian Blaga, Elena Farago, Ion Alexandru și Camelia Radulian. A activat în Cenacul Flacăra și alături de Andrei Păunescu în Totuși Iubirea. A devenit în timp cea mai bună voce feminină a folcului românesc, reușind performanța de a aduna în cadrul unui spectacol aniversar de la Galați 50.000 de spectatori. Tatiana Stepa a cântat împreună cu Magda Pușcaș, formând grupul Partaj, grup care a activat atât în cadrul Cenaclului Flacăra, cât și independent după interzicerea mișcării culturale conduse de Adrian Păunescu. Cum toate se împarte din două, dăm noapte și anume zi, dăm moartea și tu ține viața, Partaj echitabil spre-a fi. Ajut să fie acesta, îți dau tot ce vrei, tot ce vrei, dar ultimul lucru din toate, pe mine te rog să mă iei, pe mine te rog să mă iei. Tatiana, voce de aur a României, a fost invitată la toate festivalurile de folk din țară, dar a cântat și pentru iubitorii genului din marile orașe ale Italiei, Germaniei, Franței, Republicii Moldova și Bulgariei.